Așa cum stăm ridicați, frații mei, vă invit să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca. Vom citi din capitolul 12, Evanghelia după Luca, da, capitolul 12, doar versetul 1, pagina în Biblie 1005. Cum spuneam și altă dată, deschizând Biblia, îmi place să cred că deschidem mai larg inima la cuvântul Domnului. Domnul să ne ajute. Amin. Ascultăm dar. În vremea aceea când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, dumneavoastră știți că eu sunt aici printr-o împrejurare mai dificilă a unei încercări a familiei noastre și biserica a trecut în ultima vreme prin diverse încercări și pe de o parte eu sunt musafirul dumneavoastră, însă pe de altă parte sunt de-al casei. Gândind din perspectiva musafirului, m-am tot frământat ce anume ar vrea Domnul să aducă înaintea bisericii prin cuvântul său. Pe de altă parte, din perspectiva familiei, gândindu-mă, aș vrea să fiu foarte direct și sincer și să vă spun cuvântul Domnului așa cum este. Și în seara în această zi, chiar dacă cuvântul pe care l-am intitulat pare un pic neplăcut sau ne la locul lui, considerați că mesajul acesta vine de la Domnul. Cercetați-l, analizați-l și Domnul să ne binecuvinteze. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în ziua aceasta poartă titlul Păcatul fățărniciei. Păcatul fățărniciei. Scopul acestui mesaj este acela de a curăți, de a ne cerceta, de a ne verifica înaintea Domnului. Nu sunt aici ca un om care vrea să aducă acuză asupra dumneavoastră, ci de a prezenta un mesaj biblic cu scopul de a pune o oglindă înaintea noastră. Cum suntem? Pentru că noi, înainte de a fi sfinți, noi suntem oameni și avem înclinația spre păcat. De aceea, scopul mesajului este de a curăți, de a ne cerceta și totodată de a fi preventivi la acest păcat. De aceea, păcatul fățărniciei. Se spune că odată într-o biserică, un om, un bărbat, a fost foarte nemulțumit de o parte dintre frați și surori. Bărbatul acesta s-a gândit că cei din conducerea bisericii l-au jignit, apoi s-a gândit că unii din cei ce cântă nu trăiesc sfințenia într-un mod plăcut lui Dumnezeu, s-a gândit că o parte dintre surori l-au jignit, să mă ierte surorile, și a căutat tot felul de justificări în a fi nemulțumit. Fratele slujitorul acelei biserici a văzut starea lui și a stat de vorbă cu el și a intuit că bărbatul acesta avea de gând să nu mai vină la casa Domnului. Și fratele slujitor i-a zis: uite, prevăd că tu vrei să nu mai vii la casa Domnului și ai rărit-o de o vreme încoace. De ce faci asta? Este un avantaj, este un beneficiu să vii la casa lui Dumnezeu. Bărbatul acesta nemulțumit îi spune: frate, la ce să vin eu la biserică? Tu știi ce mi-ai zis data trecută? Știi cum frații de acolo nu trăiesc pocăința, cei care cântă? Și a căutat el argumente. Acolo la biserică sunt o adunătură de fățarnici. La ce să vin? Și păstorul i-a zis: vino la biserică, pentru că mai este loc de unul. Vino la biserică pentru că mai este loc de unul. Pe de o parte zâmbim pentru că aceasta este o realitate și s-ar putea ca să fie povestea unora dintre noi
sau a mai multora. Această poveste s-ar putea să fie accidental sau repetat în viața unora dintre noi. De aceea permiteți-mi să fie mesajul păcatul fățărniciei. Frați dragi, niciunuia dintre noi nu i-ar place să ni se zică ești un om cu două fețe sau cu mai multe fețe. Cu siguranță am întâlnit această expresie. Gândindu-mă la Iisus, se ridică întrebarea, Domnul Hristos a fost un om cu mai multe fețe? Nici de cum! Biblia spune că unii ziceau despre Domnul, are drac. Alții ziceau, este un om care nu caută la fața oamenilor. Alții spuneau că Hristos zice adevărul. Și așa era. Opinia oamenilor era foarte diferită despre Hristos, însă unii aveau dreptate. Frații mei, unii oameni au căutat vină lui Iisus, dar nu i-au găsit. Hristos a căutat să spună adevărul și în față și în spate, și înainte și înapoi. Și El nu a căutat la fața oamenilor. De aceea, grija principală a lui Iisus a fost să trăiască adevărul, să-l proclame și să învețe și pe ucenici să îi calce pe urmă, să-i calce pe urme, astfel că în cuvintele sale ecoul Domnului Hristos rămâne și astăzi. Ecoul acesta spune, mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Frații mei, dumneavoastră știți că în cele patru evanghelii se vorbește foarte bine despre categoria aceasta de farisei. Aceștia erau cei mai buni conducători, fruntași ai legii, cititori, cei ce proclamau legea Vechiului Testament. Însă, din nefericire, o parte dintre ei nu au împlinit porunca lui Dumnezeu iubind pe oameni și purtându-se cu milă față de oameni. Și atunci Hristos vede atitudinea aceasta de a spune ceva și de a înfăptui altceva. Și lui Hristos nu i-a plăcut lucrul acesta și vine și condamnă acest păcat și îi caută și pe ucenici să-i prevină. Dragii mei, dați-mi voie să citesc câteva referințe biblice ale celor trei evanghelii în care Hristos face semnale puternice. Matei 16 cu 6, cuvântul spune așa: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Marcu 8 cu 15. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Iar Luca 12 cu 1, parte din verset, a doua parte, zice: mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Iată deci că Domnul de mască avertizează și previne pe ucenici să fie atenți, vigilenți. Prea iubiții mei frați, surori, gravitatea acestui păcat în Biblie este semnalată de expresia să vă păziți bine. Dacă ați ști că o fiară sălbatică ar fi aici în zonă, haideți să ne imaginăm, în mod normal nu se întâmplă asta, dacă un leu sau o fiară sălbatică ar fi pe stradă, oare oamenii ar mai sta neglijenți? Nici de cum! Ar intra în casă și s-ar feri și probabil că s-ar da de știre că o fiară sălbatică merge pe străzi și să se păzească oamenii. Dragii mei, Hristos spune să vă păziți bine. Dacă vreți păcatul
este mai grav decât o fiară sălbatică. Ca să arate gravitatea acestui păcat, frații mei, în Biblie există cel puțin două imagini sugestive, două imagini clare, prin care Biblia vrea să nu ajungem pradă acestui păcat. Dați-mi voie să le menționez. Imaginea unui aluat și imaginea unui laț, a unei curse, a unei capcane. Haideți să le luăm puțin pe rând. Sunteți aici, fraților? Domnul să vă binecuvinteze. Imaginea unui aluat. Dumneavoastră știți bine că, da, o caracteristică principală a aluatului este aceea că el crește. Crește. Oricine știe că aluatul crește, nu rămâne pe loc. Surori gospodine, dacă dumneavoastră în bucătărie ați avea un caiet cu multe rețete de prăjituri și l-ați lăsat pe masă, îl lăsați acolo vreo 2-3 ceasuri, ar crește el? Nici de cum. Dar ia puneți acolo un aluat și pregătiți-l pentru pâine sau ce faceți dumneavoastră. Și duceți-vă mai târziu decât trebuia. Ce se va întâmpla? Aluatul crește. La noi în zonă se zicea a buit, a dat peste. Îmi amintesc să spună frații mei că noi făceam pâine acasă, mama făcea la cuptor când eram eu copil. Și câteodată se mai întâmpla ca aluatul să crească prea mult. Ce era pe acolo câteodată? Da, aluatul crește, frați și surori. De aceea spune Biblia, puțin aluat dospește toată plămădeala. Există creștini care se joacă cu numai puține cuvinte nepotrivite. Există unii care spun doar ce nu trebuie și zic, dar ce crosta, ce... nu-i problemă dacă vorbesc nepotrivit, numai așa o jignire, o glumă proastă, o relație nepermisă, o întâlnire într-un loc unde n-ar trebui, doar un lucru mărunt, însă puțin aluat dospește toată plămădeala, frați și surori. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim credincioși în lucrurile mici, ca mai apoi să izbutim și în cele mari. Măturați aluatul cel vechi, spune Scriptura, și fiți o plămădeală nouă. Dacă în casa dumneavoastră nu măturați doar din când în când, măturați ori de câte ori este nevoie, tot la fel în casa inimii, este nevoie să ne facem o cercetare amănunțită. Care sunt lucrurile mărunte care fac să crească rău în viața noastră? Doamne, păzește-ne de aluat vechi, trebuie măturare. Amin. Apoi imaginea unui laț. Îmi amintesc că în copilărie am avut pe cineva, Iosif știe, cred, despre cine vorbesc, am avut pe cineva care a avut plăcere să facă curse sau capcane pentru șoareci, pisici, porumbei, șoareci ca șoareci, pisici, dar porumbei, prindea la țigle porumbeii și avea plăcerea asta. Frații mei dragi, vreau să vă spun că în Biblie scrie că Barnaba și Petru au fost prinși în lațul fățărniciei. Și acest pericol al lațului stă în preajma noastră. Pentru oricine poate exista tendința de a cădea în această plasă. Frații mei, Barnaba, fiul mângâierii, omul folosit de Dumnezeu într-un mod special, a consiliat și a îmbărbătat pe alții, însă a fost prins în lațul fățărniciei. Petru, apostolul minunilor, omul folosit de Dumnezeu, a fost acaparat, prins de acest păcat. Însă oamenii aceștia au fost valoroși, dar țineți minte, valorile sunt vânate, frații mei, valorile sunt vânate.
Noi suntem valoroși pentru că Hristos a venit să moară pe o cruce pentru noi. Suntem valoroși că suntem biserica lui Hristos. Însă această biserică este vânată de cel rău prin păcat. Iar unul din păcatele pe care le putem neglija este și acest păcat, fățărnicia. Haideți să citim textul care vorbește despre Petru și Barnaba. Galateni 1:11-14 zice așa: Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: Dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul oamenilor? Ce s-a întâmplat? Evanghelia a ajuns la evrei inițial și aceștia au acceptat tăierea împrejur. Mai târziu, la neamuri, a ajuns cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru la început crede că și neamurile trebuie să se taie împrejur. Și Dumnezeu îi vorbește că Evanghelia i-a cuprins pe toți. Și nu mai trebuie să caute la fața omului. El înțelege asta, însă mai târziu ajunge într-un context în care s-a făcut o masă. Și acolo erau și evrei și neamuri. Și el s-a dat doar de partea evreilor și nu a ținut drept cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, în text, cuvântul fățarnic înseamnă a scrânti piciorul, a nu merge pe picioare drept. Pe picioare drepte, nu umblă drept, spune Biblia. Frații mei, sunt situații în momente în care Evanghelia este pusă în compromis. Atunci când mințim sau când nu ținem drept calea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne păzească de acest păcat. Amin. De fapt, din punct de vedere al dicționarului limbii române, fățărnicie înseamnă lipsă de sinceritate, în purtare, în atitudini, o atitudine prefăcută, ipocrizie sau falsitate, duplicitate. În cele ce urmează, îngăduiți-mi, vă rog, să punem întrebarea: ce este ipocrizia conform Bibliei? Ce este ipocrizia? Și să avem doar câteva răspunsuri. Biblia are foarte multe de spus despre acest păcat, dar vom da doar vreo 3 răspunsuri. Ce este ipocrizia conform Scripturii? În primul rând, a critica pe cineva timp în care eu am păcate înseamnă fățărnicie. A critica pe cineva pentru propriile păcate. Hoțul strigă hoțul. Ați auzit bine proverbul acesta? Această frază, hoțul strigă hoțul, este redată și de Iisus, însă în alte cuvinte. Domnul spune în Matei 3:5. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate bârna întâi dintr-al tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul lui fratelui tău, din ochiul fratelui tău. A critica pe cineva pentru propriile păcate este ipocrizie, frați și surori. Această idee, acest principiu este redat și de anumite epistole. Spre exemplu, Pavel spunea Romani 2:1: Așadar, omule, oricine ai fi tu, bărbat sau femeie, frate sau soră, aici sau acolo, în partea asta sau cealaltă, oricine ai fi tu,
care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Ați auzit vorba aia, vezi-ți de lungul nasului. Ce-ar fi în familie câteodată soții să-și mai vadă de lungul nasului când ceartă soțiile? Sau invers, sau copiii să-și vadă de lungul nasului și totodată și părinții? Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să zic? Domnul să vă binecuvinteze! Cineva spunea că în țară la noi, mă refer în România, aici poate nu s-a întâmplat așa, în țară la noi, foarte mulți oameni au murit de cancer, însă mai mulți oameni creștini s-ar putea să fi murit din punct de vedere sufletesc din pricina criticilor negative, a acuzărilor nedrepte, a arăta cu degetul și a critica în mod nedrept. Cineva spunea că cel ce condamnă cu sabia crede că se apără, dar chiar dacă sabia arată spre altcineva, negreșit sabia se va întoarce asupra lui. Aș vrea în această zi să vă gândiți cum stați la capitolul prejudecată sau critici acuzatoare. Ăla-i vinovat, ăla-i vinovat sau celălalt e vinovat. Îmi amintesc că în urmă cu vreo 10 ani eram în casa Domnului, ca și dumneavoastră, stăteam pe scaun și în mintea mea mi-am făcut niște prejudecăți, niște critici negative despre anumiți păstori și proroci. Și în minte stăteam și ziceam, fratele ăsta care predică zice bine, dar are următoarele greșeli. Și știam că nu trăiește pocăința foarte serios. Când veneau anumiți slujitori proroci în casa Domnului, spuneam în mintea mea, ăsta e omul Domnului, dar totuși o făcut greșeala aia mică și dacă n-ar fi păcătuit acolo, Domnul i-ar fi dat har mai mult și autoritate mai mare în profeție. Și această atitudine negativă era în mintea mea. Nu m-am dus să o împrăștii la alții, însă am făcut o comparație greșită și o judecată nedreaptă față de proroci și păstori. Și Domnului nu i-a plăcut lucrul acesta, astfel că la o seară de rugăciune, printr-un proroc, un om al lui Dumnezeu, Domnul a zis așa, ascultă tânărule, tu care vezi greșelile slujitorilor mei, adu-ți aminte că și ție ți-am iertat și greșelile și păcatele tale și tot așa am făcut și cu ei și nu mai judecat și nu mai cântări nedrept. La finalul rugăciunii, fratele a spus, te-am văzut cu un cântar, judecai pe proroci și pe păstori, oprește-te din gândire și critică negativă, pentru că a critica pe altcineva timp în care tu ai păcate înseamnă ipocrizie. Și Dumnezeu a vrut încă din fașă să oprească acest pericol al păcatului, care era în prima fază doar la nivelul minții. Domnul să ne binecuvinteze! În al doilea rând, frații mei, ce este ipocrizia? Ipocrizia înseamnă a predica fără a practica. A predica fără a practica. Matei 23:3, cuvântul Domnului vine și spune în felul următor. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. De ce? Că ce-i zic, dar nu fac. Proverbul, fă ce zice popa, dar nu fă ce face el, cam poate fi extras și de aici. Îngăduiți-mi, vă rog, să spun că da, câteodată s-au făcut exagerări cu privire la acest proverb, însă eu nu aș vrea să fiu nici de partea unora, nici de partea altora, ci vreau să spun ce zice Scriptura. Observați, vă rog, că în acest verset există două categorii de oameni. Este vorba de predicatorii
fățarnici, așa este cazul, dar este vorba și de ascultători. De la ambele categorii, frați dragi, noi trebuie să învățăm. Aici cad în plasă mulți când citesc versetul și nu-l pot împlini. Spre exemplu, cei care ascultă pot veni și spune: la ce să-l ascult eu pe fratele cutare când el are slăbiciunile cutare? Însă Biblia spune să faceți tot ce vă învață ei, să faceți tot ce spun ei. Pe de altă parte, cei ce învață s-ar putea să se justifice și să zică: eu vorbesc bine din cuvântul Domnului, și să nu trăiască pocăința. Eu nu vreau să încurajez nici o parte, nici cealaltă, însă vreau să spun că a predica fără a practica este ipocrizie. Îmi amintesc că eram la facultate și stăteam de vorbă în cameră cu un frate și dintr-o dată intră altcineva și zice: vă invităm la rugăciune să mergem de seară. Și fratele care a făcut invitația a plecat repede. Rămânând de vorbă cu celălalt, îmi spune: măi, John, dar tu știi că fratele ăsta are slăbiciunea aia așa alaltă și mi se pare urât din partea lui să trăiască așa și să mă cheme la rugăciune. Asta e ipocrizie. Și atunci îi spun: ce a zis Domnul, să faceți tot ce vă zic ei, dar să nu faceți cum trăiți ei. Frații mei, ne cheamă Dumnezeu la o prudență a cuvântului și să facem ce zice Biblia. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Există câteodată situații în care Dumnezeu folosește ca schelă pe unii oameni, dar dacă avem ochii deschiși și avem mintea luminată de Duhul lui Dumnezeu, ne putem folosi de anumite învățături bune pe care unii le au, dar totuși nu au suficientă sfințenie. Vă uitați la mine și mi se pare că poate vi se pare așa mai dur cuvântul acesta, dar eu spun cu toată inima și adevărul foarte curat și ca o oglindă să reflectăm la el. Amin. Amin. În al treilea rând, frați dragi, a pune accent pe exterior și nu pe interior înseamnă fățărnicie. A pune accent doar pe ceea ce se vede, timp în care neglijăm partea interioară, înseamnă ipocrizie. Ascultați-mă, vă rog, ce spun acum. Întotdeauna Dumnezeu a fost, este și va fi un Dumnezeu al echilibrului. Dumnezeu îi va judeca pe oameni pentru gândurile lor, gânduri în ascuns sau în public. Dumnezeu îi va judeca pe oameni pentru faptele rușinoase făcute în public. El este drept, El privește și la partea interioară, dar și la partea exterioară. Când este vorba de acest păcat, păcatul acesta pune accent doar pe partea bună care se vede, timp în care dedesubt zace mult putregai. Observați-vă, rog, că Domnul zice în Matei, capitolul 6, versetul 2, zice așa: tu dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Iată, dar, nu suna cu trâmbița și nu arăta doar partea bună, ci fă și în ascuns lucruri bune. Mai mult decât atât, Domnul în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetele 6 și 7, vorbește foarte direct celor care aveau în spate căpușa fățărniciei și erau departe de Dumnezeu. Hristos Domnul spune: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Ba mai mult, fraților, fără să vă obosesc,
Isaia, profetul, vine și strigă, în alte cuvinte, repetând aceeași idee: nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. A pune accent doar pe ceea ce se vede, timp în care în spate sfințenia este călcată în picioare, înseamnă păcat, păcatul fățărniciei. Aplauzele, căutarea expunerii și evidența, imaginea de sine e caracteristica fariseilor. Îmi place versurile, parte din versurile unei poezii care par dure, dar sănătoase, zic ele: fiii viacului fariseu, ce în templu se mândrește și astăzi crede în Dumnezeu, dar nu se leapădă de eu, mândria îi oprește. Dați-mi voie să continuăm puțin zicând faptul că acest păcat al fățărniciei, ca și consecință, are cu sine judecata lui Dumnezeu. Și crezi tu, omule, Roman 2:3 spune în felul următor: și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau Matei 24:51: soarta fățarnicilor va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mă voi apropia imediat de încheiere, însă vreau să zic următorul lucru. Un frate teolog care a studiat Biblia zicea în felul următor: problema celor care trăiesc în acest păcat al fățărniciei este gravă din cel puțin două motive foarte serioase. 1. Sunt demascați ușor, Dumnezeu îngăduie să fie demascați, iar în al doilea rând, se pocăiesc greu. Sunt demascați ușor, dar se pocăiesc greu. Însă, frații mei dragi, surori, Dumnezeu prin Hristos are soluție pentru toți oamenii. Hristos a venit să moară pe o cruce pentru păcatele tuturor oamenilor, pentru orice păcat, inclusiv pentru acesta. Și de aceea dați-mi voie să prezint câteva soluții vindecătoare pentru cei care au căzut plasa acestui păcat, dar totodată și soluții preventive, ca nu cumva să ajungem în preajma lui și să ne prindă Satan. De pildă, o soluție ar fi următoarea: pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. A te pocăi înseamnă recunoaștere, regret și renunțare. Stai de vorbă cu Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să-ți aducă aminte de toate momentele în care nu ai vegheat și ai căzut, ai fost prins în acest păcat. Apoi, disciplinează-te în rugăciunea personală, în ascuns. E bine că ne rugăm aici, foarte bine, dar cum stăm noi acasă, în odăiță? Pentru că problema fățarnicilor era aceea că doar în public făceau activități. Domnul să ne binecuvinteze. Disciplinează-te în rugăciunea personală în ascuns. Curăță partea interioară a paharului și apoi partea exterioară. Apoi, fă fapte bune, milostenii, dar centrat pe Hristos. Hristos a făcut mai multe fapte bune decât noi. Noi suntem chemați să călcăm pe urmele Lui. Amin. Să călcăm pe urmele Lui în tot ce a făcut El. Ne-a chemat Dumnezeu la iubire, la manifestarea dragostei față de alții, la fapte bune, însă nu faptele noastre trebuie să pună accent pe ceea ce suntem noi, ci că prin Hristos facem fapte bune. Apoi obișnuiește-te să apreciezi calitățile oamenilor. Fiecare om are calități. Când te vei învăța să apreciezi calitățile oamenilor, nu va mai spune Domnul de tine: uită-te la bârna din ochiul tău și nu privi la paiul din ochiul tău. Și va zice Domnul: ochiul lui, ochiul ei este curat. Ochiul lor
ochiul ei, a lui, a ei, a tuturor, este curat. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Frații mei, surorile mele, într-o zi se va întoarce mirele Iisus Hristos, va veni după biserica sa și această biserică va fi răpită dacă va fi găsită fără pată, fără zbârcitură, fără niciun fel de păcat. Va fi răpită dacă va lupta pentru curăție, pentru puritate. Și ca să lupți, îți trebuie pe Hristos necontenit în viața ta. Frații mei dragi, într-o zi, cuvântul pe care l-am auzit astăzi va sta înaintea noastră ca o judecată sau ca o răsplătire. Vom fi judecați că am împlinit Scriptura sau vom fi răsplătiți pentru că am căutat să împlinim cuvântul Domnului. Am spus, vom fi judecați dacă nu am împlinit Scriptura și vom fi răsplătiți dacă am împlinit Biblia. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Într-o zi când se va întoarce Hristos, va fi minunat pentru biserica sa. Ziua aceea s-ar putea să fie mult mai aproape decât ne gândim noi. Însă până vine Domnul, ecoul său rămâne permanent. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Amin. Amin, Domnule.